Muzeul Național al Banatului, împreună cu Consiliul Județean Timiș, participă pentru prima dată la evenimentul național Noaptea Muzeelor la Sate, sâmbătă 31 august. Cu ocazia acestei ediții, două dintre cele mai valoroase puncte muzeale ale instituției își vor deschide porțile gratuit pentru public, Muzeul Traian Vuia și Sanctuarul Neolitic de la Parța. Muzeul Traian Vuia găzduiește evenimentul Zboruri de Noapte și Povești de Altădată la Muzeul Traian Vuia între orele 19:23. Muzeul Traian Vuia, situat în comuna Traian Vuia din județul Timiș, este un sanctuar dedicat memoriei și realizărilor unuia dintre pionierii aviației mondiale. Acesta celebrează viața și opera lui Traian Vuia, inventatorul care a revoluționat conceptul de zbor cu aparatul său care decola autonom fără ajutor extern. Punctul muzeal Parța prezintă Noaptea Neolitică, mister și magie în sanctuarul de la Parța între orele 19:23. Sanctuarul Neolitic de la Parța reprezintă unul dintre cele mai semnificative situri culturale din Europa. Vechi de aproximativ 6.000 de ani, sanctuarul oferă o perspectivă rară asupra practicilor religioase și ritualelor complexe ale comunităților neolitice. Este unic în România și remarcabil prin conservarea și restaurarea sa completă, oferind vizitatorilor ocazia de a pătrunde într-un spațiu sacru străvechi. Accesul la ambele locații este gratuit pentru toți vizitatorii, oferind o oportunitate perfectă pentru familii, entuziaști ai istoriei și turiști de a explora moștenirea culturală bogată a Banatului sub un cer înstelat.